Avem și primele rezultate ale sistemului e-factura. Au fost preluate peste 2 milioane de facturi în valoare totală de 16 miliarde de lei de la începutul anului. Sistemul obligatoriu din acest an pentru firme încă provoacă haos în mediul de afaceri. Un prim motiv ar fi costurile pe care le presupune această schimbare. La o săptămână după implementarea sistemului e-factură, mediul de afaceri încă are semne de întrebare. Prin ochii guvernanților însă totul este clar. Avem o veste proastă pentru cei care credeau că ne va pica sistemul și nu va merge sistemul și modulul e-factura. Până în momentul de față au fost preluate în sistem 2.775.421 de facturi cu o valoare de 16 miliarde de lei. Neraportarea în sistemul nostru electronic, în modulul e-factura, constituie contravenție. Pentru micro-întreprindere avem faptă contravențională sancționată între 1000 de lei până la 2500 de lei. La întreprinderile mijlocii, amenda este între 2500-5000 de lei și la întreprinderile mari, 5000 de lei până la 10000 de lei. Totuși, multe dintre firmele din România nu sunt încă pregătite pentru implementarea sistemului, spun antreprenorii. Costurile reprezintă și ele o problemă în plus. Cei de acum vor avea costuri suplimentare. Gândește-te la costuri de rețea, costuri de a implementa softul respectiv la un om care să fie dedicat. Eu aș vrea să supun atenției toate celelalte firme care sunt mici, mult mai mici, de exemplu, dintr-un sat, dintr-o comună, unde nu ai acces la net, nu ai acces întotdeauna la resursele acestea informatice. Nici nu știi foarte bine cum ar trebui să fie întocmită o factură. Și atunci, oricât de binevoitori sunt oamenii, oricât de mult își doresc să facă lucrul acesta, acest lucru nu are cum să se întâmple din prima. Digitalizarea este o prioritate, spun autoritățile. Totuși, în ceea ce privește comunicarea... Conferința de presă a fost așa, pe 31 decembrie, deși ar fi trebuit să se comunice un pic mai devreme. Un lucru pozitiv pentru noi, antreprenori, este faptul că furnizorii noștri de soluții informatice de facturare s-au adaptat foarte repede la această solicitare și deja este operațională de la începutul anului soluția e-factură direct în programul de contabilitate. În prima jumătate a anului, firmele au un termen de 5 zile de la data emiterii facturii în care să încarce documentul în sistemul e-factură, urmând ca de la 1 iulie să fie acceptate doar facturile emise prin sistemul electronic al ANAF. În primele 3 luni, nerespectarea termenului nu va fi sancționată.